Marina Tauber revine în arest la domiciliu pentru următoarele 20 de zile. Procurorii anticorupție au cerut astăzi în instanță 30 de zile de arest în penitenciar pentru deputata Partidului Șor. Potrivit lor, Tauber ar fi încălcat condițiile de arest preventiv aplicat anterior în privința sa. Marina Tauber califică decizia drept una politică și spune că în următoarele 2 săptămâni nu va putea participa în campania electorală din autonomia găgăuză. În instanță au fost prezentate interceptări care ar argumenta faptul că Tauber a încălcat restricțiile care au fost impuse în arest la domiciliu. Potrivit procurorilor, deși îi erau interzise discuțiile telefonice din luna noiembrie până pe 5 ianuarie, deputata Șor ar fi folosit telefoanele speciale pentru a organiza proteste și ar fi dat indicații directe persoanelor responsabile din oficiile teritoriale din țară cum să aducă oamenii la manifestații, să organizeze transportul și cum să fie recepționați banii pentru remunerarea oamenilor. Dumnezeu, având restricția de a comunica cu învinuiții de pe dosar și a purta discuții telefonice, am folosit telefoane speciale cu aplicația BRIA, prin care a purtat conferințe, dând indicații directe președinților și vicepreședinților oficiilor teritoriale de Republica Moldova, cum să racoleze persoanele pentru a participa la proteste, cum să organizeze transportul centralizat din diferite raioane către municipiul Chișinău pentru participare la proteste, cum vor fi recepționați banii pe timp de noapte în pungi de polietilenă și în plicul. Marina Tauber a fost scoasă de mascat din sala de judecată și dusă sub escortă înainte ca instanța să ia o decizie. Echipa noastră este cea mai bună. Din banii curați este finanțat partidul politic. Potrivit avocatului Aureliu Colenco, acțiunile procurorilor sunt ilegale, iar deputata avea dreptul să călătorească peste hotare. Aceasta sunt niște abuzuri care sunt petrecute în privința doamnei Marinei Tauber. Și asta nu e prima dată. De mai multe ori doamna a fost arestată, a fost eliberată, au fost clasate dosare și așa mai departe. Este clar că acest dosar este politic. Din abuzurile care au fost petrecute astăzi, noi facem într-adevăr o concluzie că aceste acțiuni au procuraturii sunt legate de careva indicații și strâns legate de alegerile bașcanului în Găgăuzia. Marina Tauber a fost reținută în data de 1 mai pentru 72 de ore pe aeroportul internațional Chișinău, în timp ce încerca să plece în Israel. Amintim că Tauber este cercetată penal într-un dosar privind finanțarea ilegală a Partidului Șor. Aceasta este acuzată de falsificarea raportului financiar al formațiunii și de acceptarea cu bună știință a finanțării formațiunii de către un grup criminal organizat. În perioada 23 iulie-14 septembrie 2022, Tauber s-a aflat în arest preventiv, iar ulterior plasată în arest la domiciliu și sub control judiciar. La sfârșitul lunii februarie, Curtea de Apel a anulat majoritatea restricțiilor legate de măsura preventivă.